Mascota aeroportului Otopeni, o pisică blândă și jucăușă, a dispărut la finalul săptămânii trecute. Pisica răspunde la numele de Vasi sau Mira și a fost furată și aruncată pe un câmp din zona Chiașna Dragomirești în noaptea de joi spre vineri. Angajații aeroportului au verificat toate camerele de supraveghere și au descoperit fapta odioasă. Acum ei fac apel la oricine ar putea să o vadă să îi contacteze pentru a o putea recupera. Speră că animalul este în stare bună, având în vedere că pisica nu era obișnuită să trăiască singură. Pisica are chiar propria căsuță în hol. Ea, chiar când a avut o problemă, oamenii mai miloși din aeroport au pus mână de la mână și au dus-o la un veterinar, au operat-o și s-a întors înapoi la căsuța ei aeroportul. Din păcate, de la sfârșitul săptămânii trecute a dispărut și acum o căutăm. Din primele informații s-ar afla pe un câmp, că au fost și colegi care au căutat-o acolo în sud, pe lângă Chiajna, cu puține speranțe, însă, se pare. În măsura în care nu reușim să o găsim într-o zi, două, cel mult, cred că cineva va face de la noi o plângere în sensul ăsta.